Андрей, сегодня впервые в истории молдавская сборная по К1 среди любителей уезжает на чемпионат Европы. Какие прогнозы? Прогнозы только самые оптимистические, потому что это очень сильная сборная. И думаю, можем запросто выиграть первые места. А вот ты стоишь рядом со своим воспитанником. Что он может сказать по этому поводу? Я очень хорошо тренируюсь у Гроза Андрея. Очень много меня научил и буду только побеждать. Să venim cu primul loc, cred. Asta. Primul loc, să o luăm toți. Să venim toți cu medalii. Asta, pentru asta și ne ducem, să venim toți cu medalii. Da, cred că va fi o experiență foarte bună și primul loc va fi pentru mine un stimul foarte mare. 90% de câștig, 99% mai pe ce spus. Ne întoarcem acasă, suntem convinși cu locurile întâi, minimum locul 2. Păi deja este tradițional, deja a treia oară în care participăm cu un serviciu de vin, cu un cuvânt de binecuvântare pentru acești sportivi și dorim ca acești băieți să aibă realizări frumoase, fiindcă ceea ce s-a petrecut astăzi este un exercițiu spiritual și cred că cine știe să practice un exercițiu spiritual va avea și prestări pe teren pozitive. De aceea sperăm ca acești băieți să aducă cât mai multe medalii, să aducă să înțeleagă că unii nu pot ei, ceea ce ține de partea lor, dar prin Sfânta Rugăciune, cu Doamne ajute, să aibă realizări frumoase. Îi așteptăm cu drag să revină în patrie și să ocotim ca inoreașa bisericii noastre să, ceea ce le-am zis și eu, să vină să-și arăte recunoștința sa venind la Sfânta Biserică, până de o lumânare de mulțumire bunului Dumnezeu. Le dorim succes, înger păzitor și Dumnezeu să aibă în pază. Domnul președinte, a asistat astăzi la un moment spiritual, venit Corneliu, părinte Corneliu, pentru a binecuvânta pe sportivii noștri. Cum crezi acest lucru va ajuta în ring, cumva în luptă? Suntem creștini toți și ne ținem și noi de tradiții, tradițiile noastre creștine. Părintele Corneliu la permanență ne ajută, adică duhovnicește, susține asociația noastră, federația, luptătorii noștri. E un pas și un lucru foarte bun pentru luptători. E o chestiune morală, psihologică puternică. Pentru prima dată în istorie, luptătorii moldoveni vor participa la campionatul european de K1, chiar și la amator. Câte medalii doriți să obțineți? Dorim cât mai multe medalii, deoarece va fi primul campionat european, prima dată în istorie va fi. Și e clar că trebuie să pășim cu dreptul și să pășim apăsat. Pentru Moldova va fi o oportunitate bună de a se afirma în lumea artelor marțiale, și anume în K1. Da, dar cred că v-ați înghit, ați făcut câteva calcuri. Deci este un număr minim de medalii pe care dumneavoastră doriți să obțineți, sau nu? 3-4? Nu ne-am făcut așa calcule, deoarece aș vrea să vă spun că va fi un campionat foarte puternic. Țările de top în K1, ca Olanda, Polonia, Rusia, Ucraina, Belorusia, cu școală bună de Muay Thai, de kickboxing, toți vor fi participanți. România, Grecia, peste 25 de țări. Vor fi o ruptă foarte dură. Adică vă vor câștiga numai, într-adevăr, numai cei mai puternici.